Salutare, bă, băieți, bine v-am regăsit, băi, aici la un nou videoclip. În episodul de astăzi vom vorbi de 4 țepari, pentru că între timp a mai apărut încă unul. Păi să vă explic că probabil foarte mulți dintre voi nu ați fost pe live-ul de aseară în care v-am explicat totul. Păi pe Vizon au apărut 4 copii care, 4 gunoaie mai pe scurt, care vor să fure conturi. Deci să aveți mare grijă, deci să aveți mare, mare grijă, pentru că nu ei spun că cică vă bagă hack, că nu știu ce, că puteți să câștigați nu știu ce la o ruletă. Ok, deci este vorba despre Răzvan, ăla, moderatorul meu, știți, că acum nu mai este, nu am nicio legătură cu el, Kratos.exe și Navi 1 și Florin. Și Florin, ok, de Florin am aflat mai aseară spre dimineață că și el s-a băgat în treaba asta. Păi sta să vă explic mai pe scurt. A, și probabil mulți mă întrebați, dar tu de unde știi? Păi eu știu pentru că mi-au zis și mie dacă vreau să mă bag în chestia asta. Ei ci că fac asta de mai mult timp, adică nu ei, doar Kratos, pardon, doar Kratos face el de foarte mai mult timp și se lăuda la mine că a furat nu știu câte conturi, dar eu prima dată nu am luat-o serios și aseară când am intrat pe Discord, că știți că eu mai stau cu abonații pe Discord, mai la o Caterinca, mai la o ceva, și intră ăștia trei, deci era trei, nu era și Florin ăla, și îmi zic că mie dacă vreau și eu să mă bag în chestia asta, și eu le-am zis din start că nu, și imediat le-am dat și bani pe server de Discord, le-am dat block, le-am dat hide de pe canal și după oamenii frustrându-se vin la mine și îmi dau dislike, la fel și la clipul ăsta cred că voi avea 4-5 dislike-uri, dar nu va impresiona absolut deloc sau să mă demoralizeze, pentru că știu de la cine vin și da. Ok, haideți să trecem și să vă explic. Ăștia patru și-au făcut un căcat de la de eu la site, frate. Care ce găci este o ruletă de la Bizon, poți să câștigi infernul, să etc. 30 caca, ce dracu mai băgat e pe acolo vrăjeală. Și acolo pe site sunt niște căsuțe în care să-ți bagi numele de la cont, pe ce server joci, RPG 1 sau 2, parola și PIN-ul. Tu când o să dai acolo inserează sau ce dracu au băgat ei, o să îi se trimită toate informațiile pe care le-a dat la toate informațiile pe care le-a scris la acolo, să-i vină la pe e-mail. Și după știți și voi mai departe că intră la pe cont, îi schimbă tot, ia averea. Oamenii se laudau aseară la mine că au făcut vreo 700 de K. Nu am apucat să-i înregistrez foarte mult, dar au venit aseară pe live niște persoane la mine care și ele mi-au confirmat au venit și i-au chemat pe Discord ăștia 3. Păi și probabil mulți vă întrebați, dar cum îi cheamă, cum fac rost de conturile lor? Păi uitați, păi cum ar fi, eu mă duc acum pe stradă și îl văd pe un jucător. Eu mă duc la el și îi cer să vină pe Discord. Ok, după ce a venit pe Discord îi explic toată chestia asta și ei caut așa pe unul mai prost, așa care nu prea știe și încearcă să-i dea scam, frate. Pur și simplu să-i fure conturi. Kratos este cică cam vechi în domeniul ăsta. Omul cică a furat la conturi până acum. A furat destul de multe conturi. Și să aveți și voi mare grijă să nu mai... Mă, frate, să nu mai ascultați la tot ce zic copilașii ăștia. Că sunt absolut niște gunoaie care ar trebui să fie banate. Oricum, nu știu dacă vor fi banați pentru că nu am dovezile suficiente. Oricum, am să vă las și puțin din ce am apucat eu să filmez aseară. Ok, mă stai așa să dau și bani de pe Discord. Voi dacă vă duceți cu el, cu el să rămâneți, oricum să știți că nu-i frumos ce faceți. Vă zic așa. Ce mă, faci și niște bani? Așa se fac banii. Păi Vezi ce că ai mă slash jobs. Ăsta s-a dus. Bun. Care mai vrea să zboare de pe aici? Oricum, lămuri cu ei? Navi a zburat. Bun, Navi a zburat. Următorul, care era? Kratos. Ăla, salut! Kratos de afară. Perfect. Mă, Zici și mie ce făceau. Răzvan nu mai are nici moderator. Bă, dar Da, Răzvan era prieten cu el. Nu pasă, și Răzvan, ăsta zice dă acum. țepe. Era Bun, a încă zburat. cu ei? A zburat și Răzvan. Bă, Mai. Mihai, zi. Și da, să aveți foarte, foarte mare grijă că uitați și voi din cauza căcatului ăla de eu la site. Na. Și eu i-am luat puțin la rost și i-am zis, i-am întrebat de ce fură conturi și chestii de genul, m-am luat puțin de intre adevăr.
și oamenii ce-mi zic? Păi avem nevoie de bani. Mă, frate, mă, de ce dracu ai furat tu? Coaie, ai slash job, deci slash job ăsta pentru cine dracu este, mă, dacă tu furi? Slash job ăsta pentru cine mai este, mă, mâncavaș? Ăsta pentru ce mai este? Sau robul, robul pentru ce mai este? Raportă-l în facțiune, pana mea și ăla, la fel primești bani, că poți face bani din foarte multe chestii, frate, decât să stai să furi conturi, mai ales că vei fi văzut foarte rău pe server din această cauză. Da, deși repet, Răzvan, Kratos, Navi și Florin. Ok, ăștia 3, 4, pardon, aseară a venit la mine Navi și îmi zic că am zis eu că o să fac clip astăzi. Și vine la mine și se ruga de mine să nu-l bag în clip, să nu zic de el, căci că el nu a furat, căci că nu știu ce. Dar vă spun eu, era și el, pentru că se lăuda la mine că nu știu ce a făcut bani și acum și ziceau între ei, haideți mă băieți să împărțim și noi banii aia la patru pe care i-am câștigat, ați înțeles? Și clar, oricum toți patru sper că vor fi banați, cel puțin Kratos, pentru că tot serverul are vizor pe Kratos ca și țepar. Aseară cam toate persoanele de pe live au dat cu hate acestor, adică aseară pe live erau 3, dar aseară mi-a zis Navi ăla, că l-am luat puțin la roșii pe ăla pe Discord, mi-a zis și ăla că era și Florin 1, ați înțeles? Adică, na, și sincer chiar îl cred, chiar dacă furel și conturi și chestii de genul, cred că și la momentul de față, bă, că nu se află pe server să-și facă treaba. Da. Ok. Băi, băieții, cam mai a fost băi și cu clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper că ați învățat și voi ceva și, repet, nu mai ascultați la toate căcatele cu rulete, cu nu mai intrați absolut pe niciun site, nu vă mai introduceți parolele, nu mai descărcați orice căcate pe internet, pentru că vă puteți lua foarte, foarte ușor keylogger. Așa că v-aș sfătui să vă schimbați absolut parolele peste tot, pinul și să nu-l mai băgați. Spre exemplu, parola de pe Bizon, să nu o băgați absolut pe niciun server, la fel și pinul, pentru că acolo poate parolele să nu fie decriptate, sau chiar dacă sunt și criptate, pot fi decriptate foarte ușor cu un căcat de site ăla. Și la fel și pinul, dacă au băieți acolo sistem de pin un alt server și jucați și pe Bizon, să nu fie același pin. Da, băieți, că mai a fost băieți și cu clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, eu am fost Mihai Nunes, data viitoare, baftă!